Ok, s-a întrerupt înregistrarea, dar poate că e mai bine că o să avem două părți și dacă ar fi fost o parte, o singură parte foarte lungă, ar fi fost mai obositor pentru voi să o ascultați, așa o veți urmări în două bucățele. Spuneam că finalul, cel puțin pentru octombrie, este 9, nu e 9, e 7 de monede. Probabil că unii dintre voi v-ați creat niște blocaje, dar eu fi zis eu 9 de bute. Așa, dar este 7. 7 este o persoană care se luptă pentru realizările sale, se apără sau apără toate aceste idealuri, intenții pe care și le-a stabilit. Și e interesant că după 7 a venit 0. Vă veți lupta să ieșiți, da? Să vă transformați și să ieșiți din aceste situații foarte neplăcute. Poate pentru unii să fie boală, pentru alții să fie niște probleme financiare sau pur și simplu o singurătate, o răceală emoțională, care nu v-ați putut arăta dragostea, emoțiile față de cei din jur. Dar vă veți lupta pentru că aveți casa șapta guvernată de Marte și veți risca să o luați de la zero, pentru că ați ascultat deja această înregistrare și ați văzut că aveți 0 și 1 și moartea. Deci după moarte apare o nouă viață. Ia cum să le pun ca să vedea, da? 0 și 1. Ce superb! Și asta pentru că ați văzut că, sau poate ați și simțit, că există o vibrație foarte bună care vă susține. E provocatoare. Probabil v-am zis, vi se pare de necrezut, de neatins, dar se poate materializa. Se poate materializa. Acesta e idealul, aceasta este realizarea în materie, o căsătorie. Vă despărțiți de cineva, eventual o luați de la zero și începe să manifestați această relație. La început pare totul un ocean de emoții, dar încet, încet, cu pași mici, și cu intenții bine gândite și bine spuse și când trebuie de lună nouă, la fiecare lună nouă mai adăugați sau le susțineți, ajungeți în timp către acest 10 de monede. Eu zic că e foarte frumos ce va apare. Deci vă luptați. Vă luptați. Să o luați de la zero. Nu vă trebuie mult. Vă trebuie esențialul și în primul rând credința. Vă trebuie credința. Poate persoana aceasta cu această cupă de, eu știu, cu peștișorul, dar e semn cristic, vine cu un pic de speranță, cu, nu știu, niște mesaje, dacă nu emoționale, spirituale. Și vă ajută să vă conectați la acea latură pe care ați, nu știu, din niște motive ați uitat-o, ați neglijat-o. Ce mai aveți aici? 8 de monede, munciți într-adevăr, dar munciți într-o altă direcție. Nu pentru a vă mai sacrifica, ci a construi acest 10 de monede, da? Și a manifesta emoții pe care, dorințe pe care nu le-ați, nu știu, nu v-ați gândit că ar putea fi posibil să le manifestați. Și în primul rând munciți ca să vă vindecați, să vă echilibrați. Eventual, la locul de muncă, unii dintre voi s-ar putea să întâlniți o persoană cu calități jupiteriene, persoană care vă echilibrează emoțional și care vă vindecă sufletelul într-un fel sau altul. Dar trecând peste acest aspect, eu zic că voi munciți pentru vindecarea voastră, pentru echilibrarea voastră emoțională, pentru conectarea la îngerii voștri. Asta, să știți, că implică muncă. Ce înseamnă munca în direcția asta spirituală? Înseamnă rugăciune, înseamnă afirmații, înseamnă curățare energetică, înseamnă foarte mult. Foarte mult. Nu înseamnă că dacă ați spus odată, gata, se realizează și apoi va veni cheful de viață. Da? Dorința, încrederea că puteți să manifestați ce? Regina de cupe. Regina, să fiți partenerul ideal pentru acest personaj sau să vă întâlniți, dacă voi sunteți acest rege, să vă întâlniți partenera ideală sau partenerul, da? Sau vine.
În momentul în care voi vă vindecați, la capătul acestui set de cărți aveți Regele de Monede. Probabil unii dintre voi ați fost foarte tradiționali, ați muncit într-adevăr într-o relație, într-o direcție, la locul de muncă. Aveți multe reușite, Regele de Monede are printre cele mai multe reușite, da? Materiale, un statut social, politic, profesional foarte bun. Și totuși aveți niște conflicte, 5 de băte. În legătură cu ce? 2 de cupe. Cu o legătură... Aici sunteți voi, ia uitați. Voi sunteți balanțelor. În legătură cu o persoană care un suflet pereche. Cu fi acesta, cu fi altul, cel din trecut, voi știți. Dar aveți niște conflicte, 5 de băte, conflicte interioare legate de această relație. Vă doriți să vă echilibrați, să echilibrați această relație în cazul în care este un pic dezechilibrată. Vă doriți să vă ascultați intuiția și iar să aveți controlul împăratului. Nu înseamnă musa, e semnul berbecului, că nu toți berbecii sunt împărați, da? Înseamnă persoană foarte controlată. Puteți fi chiar voi, dacă sunteți Regele de Monede, voi care de obicei munciți foarte mult, dar puteți fi chiar voi aici. Vă doriți să preluați controlul și să manifestați un nou început după o situație în care ați pierdut o oportunitate, poate cu aceeași persoană, da? Cu acest 2 de cupe. Poate că de-aia aveți și conflictul. Când a apărut persoana, nu ați îndrăznit sau fost ocupați cu altceva și lucrurile par de ca și când ați pierdut o oportunitate, da? Dar vă doriți să echilibrați relația, să o echilibrați și să preluați controlul, să o renașteți într-un fel sau altul, pentru că simțiți că această relație este foarte profundă, dintr-o altă viață. Face parte din karma voastră, din destinul vostru, această relație. Și atunci vă doriți să preluați controlul și să nu mai acționați cu aceste conflicte interioare și să pierdeți oportunitatea, ci, din cauza tradițiilor, da? Și vă doriți să preluați controlul, am zis, și să manifestați un nou început. Ia uite! Wow! Dar doi ași. Pasiune și o relație practică de lungă durată care duce către 10 de monede. Aici sunteți iar voi. Iar voi. Vai, da, vine, e clar. Aici sunteți voi, stați de vorbă cu o persoană emoțională, dar fiți drăgălași cu ei, că sunt sensibili. Și au nevoie de echilibru, probabil că de-aia vă întâlniți. Nu întâmplător ne întâlnim. Fiecare oferă ceva. Voi, echilibru ei oferă emoții. Dar lucrurile arată bine, în principiu. Foarte frumos. Foarte frumos. Aveți o relație, am zis, în suflet pereche. Trebuie să comunicați. Da? Aici e sfatul să comunicați. Și dacă vin ei să... Doar i-ați văzut că vin, da? Dacă vin să stea de vorbă cu voi... Ia uite. Vin să stea de vorbă cu voi. Vă spun niște secrete. Să-i ascultați. Că așa fac balanțele uneori, variantelor pozitive, ascultă. Și apoi vin cu soluții practice, eventual. Da, haideți să strâng aceste cărți, le așez mai târziu, după ce închid. Să vedem ce sfaturi aveți de la îngeri, că tot e partea a doua și teoretic ar trebui să dureze mai mult. Balanță, soare, lună, Venus, ascendent în balanță, aș fi vrut. Fii autentic. Fiți autentici. Fiți voi înșivați. Da? Primește dragostea cu apreciere. Ați văzut valetul de cupe mai devreme? Puteți să dați înapoi sau vedeți videoclipul numărul 1, da? Cineva vă oferă un like, un cadou, un mesaj, mic gest de apreciere, de dragoste. Primiți-l, pentru că e mare lucru. Țineți-i aproape pe cei dragi și
Dacă există totuși o persoană care vine în viața voastră și vă emoționează, nu o îndepărtați, țineți-o aproape, ca pe o comoară, pentru că nu degeaba vine. Faceți ceva pentru cineva, eventual exprimați-vă empatia, înțelegerea, compasiunea către ei. Și să nu uitați, apropo de magician, că sunteți fără limite. Trebuie doar să vă conectați la sinele vostru superior. Puteți să faceți orice vreți. Dar evident, bine ar fi să faceți ce trebuie. Dar înainte de toate, trebuie să fiți autentic, să fiți reali. Și să manifestați ceea ce vă doriți, nu ceea ce spune societatea, nu ceea ce vrea X. Da, ne adaptăm, dar nu ne îndepărtăm de ceea ce suntem. Nu știu, pentru mine cartea asta sună mai mult a Uranus, a zodia vărsătorului. Poate aveți acolo pe cineva sau aveți un marcaj, niște planete în conexiune cu Uranus și trebuie să le manifestați. Voi știți. Trebuie să fiți real cu ceea ce simțiți. Cum am spus mai devreme, poate nu ați exprimat ceea ce simțiți și e păcat. Haideți să mai facem o recalare, că tot e partea a doua. Cu aceste cărți. Cu balanță. Soare, Lună, Venus, Ascendent în balanță, octombrie 2019. Fac așa cum făceam la începutul anului, voi și partenerul vostru. Acum cu fi vechiul sau vechea parteneră, persoana nouă, sper să recunoașteți. Ce simțiți? Wow, creativitate, împărăteasă. Ce gândiți? Sunteți un pic copleșiți de emoții, laziness. Orică vă doriți să stați confortabil lângă cineva și să visați. Ori, da, pentru cei care ați muncit foarte mult, poate să apropie ziua voastră și aveți nevoie să stați undeva, vă duceți, nu știu, în Grecia, în Turcia, în Italia, la malul mării, chiar dacă e toamnă și vă bucurați de ziua voastră. Stați un pic mai leneși. Ce simțiți, ce gândiți? Cum acționați? Iar apare cartea care a apărut și în crucea celtică. E similară cu 5 de monede. Vă simțiți oarecum izolați. Un soi de neînțeles. Vă simțiți neînțeleși. În relațiile pe care le-ați experimentat până acum. Probabil că nu degeaba a apărut această carte. Ce simțiți? Simțiți că sunteți creativi? Oh, poate simțiți pentru o persoană foarte creativă. Aveți sentimente profunde pentru o persoană creativă. Bateria. Sper să mă țină. Ce simțiți? Cum gândiți? Cum acționați? De ce vă este frică? De implicare, de participare deocamdată. Probabil că vă este frică să nu fiți refuzați ce vă doriți. Eu cred că vă doriți să vă eliberați de trecut. Încă atârnați de trecut. Încă atârnați de niște șabloane și trebuie să vă eliberați. Și finalul? Wow! Schimbarea, 10 octombrie. În octombrie începe să schimbați lucrurile în viața voastră. Ea, ei, ce simt? O aventură. Este similar cu cavalerul de monede. Vine mai greu, mai timid, dar simt că în relație cu voi parcă lucrurile arată ca o nouă aventură a vieții voastre, a lor. Ceea ce simt, ce gândesc. Sharing. Este similar cu regina de bâte. Își doresc să împărtășească cu voi. Sunt foarte asemănătoare. Asta este similară cu împărăteasa, aceasta cu regina de bâte. Au multă pasiune. Îi simțiți și voi că sunt foarte creativi și își doresc să împărtășească din creativitatea lor, din pasiunea lor cu voi. Pentru un evident, citirea aceasta e posibil să n-aibă nicio treabă cu prima citire.
De-aia am vrut să fac două, așa, ca și cadou. Cum acționează? Își doresc să experimenteze. Experiencing. Își doresc să experimenteze, să iasă din șabloanele vechi, da? Poate mai timid cu această carte care exprimă aventura, dar e un copilaș, da? E și aleasă imaginea, care merge către curcubeu. Curcubeu sunteți voi, da? Aici este creativitatea. Poate voi vă simțiți creativi sau poate îi simțiți pe ei foarte creativi, însă ei vin un pic mai timizi. Bine, evident, puteți să inversați pozițiile. Și își doresc să experimenteze acest mister, această emoție cu voi. Este similar cu trei de băte, trei de băte care așteaptă să vină înspre, sau să veniți voi înspre ei, sau să vină ei înspre voi. Așteaptă la distanță, așteaptă vești, așteaptă să vadă viitorul. Își doresc să experimenteze ceva nou. Știu că lângă voi pot să experimenteze ceva nou, ceva frumos. De ce este frică de renaștere? Cu renașterea s-ar putea voi să fiți aici și ei să fie în celălalt set. Hai să vă și arăt. Dar vă arăt. Imediat vă arăt. Ce își doresc? Evident. Epuizare. Își doresc să renunțe la această stare. Epuizare, un soi de noi de nouă de bâte. O persoană care se blochează în multe chestiuni până nu mai face față responsabilităților, situațiilor. Finalul? Letting go. 8. Transformare. Adică, lasă să se ducă. Trebuie să lase să se ducă ce? Teama de renaștere. Haideți să vă și arăt cum arată cărțile, da? Ia. Oh. Vedeți? Aici ați fi voi. Aici sunt ei. Ia să dau mai aproape. Creativitate. Ce simțiți? Ce gândiți? Un soi de confort emoțional. Cum acționați? De ce vă este frică? Ce vă doriți? Și, ia, să vă arăt. Și schimbare, da? Puteți fi voi. Mai vedeți? Nu vedeți. În fine, asta e. Vă zic eu. Și aici sunt ei. Aventură. Ce simt? Ce gândesc? Sharing. Experiență. Experimentare, de fapt. Renaștere. Epuizare. Și letting go. De am spus, cum a fost ca, etalarea mai, de la prima înregistrare, Crucea Celtică, aici ați putea fi voi. Da? Și aici ei. Dar, întotdeauna, puteți să schimbați pozițiile. Ok. Deci, voi în relație cu cineva. Poate să fie o persoană nouă, poate să fie o persoană din trecut, voi știți, la capătul acestui set de cărți aveți conștiință. Este similar cu faetonul 7. Vedeți lucrurile în spatele aparențelor. Vă doriți, cred că amândoi, să ieșiți din această colivie. Pentru că, în general, când ne întâlnim cu anumite persoane și persoanele respective au trecut prin situații similare, atunci fiecare împărtășește din experiența, din ce a înțeles, din experiența sa, din ce a înțeles din lecțiile lor. Chiar dacă au fost situații similare, fiecare a înțeles altceva și din acest motiv ne întâlnim ca să împărtășim sharing, da? Și să experimentăm înțelepciunea pe care am acumulat-o. Sper că sunt înțeleasă. Lucrurile vin greu. Lucrurile vin greu, dar duc către, iar, similar cu 10 de monede, duc către o împlinire totală. Și către bucurie. Am văzut mai devreme și frenzy.